Institutul Cultural Român Mihai Eminescu organizează în aceste zile conferința științifică România, Republica Moldova, Patrimoniu Cultural și Destin European Comun. Printre vorbitori este și domnul Emil Dragnev, profesor universitar, doctor în istorie, directorul Departamentului Istoria Românilor Universală și Arheologie a Universității de Stat din Moldova, care a ajuns în această dimineață în platoul nostru. Domnule profesor, bună dimineața și bine ați venit la Telematinal. Bună dimineața! Da, noi știm, noi suntem un spațiu comun cu foarte multe valori, tradiții, obiceiuri, unele dintre ele sunt incluse și în patrimoniul imaterial UNESCO, cum ar fi colindul, mărțișorul, cămășile cu altiță. Totuși, cum e privit patrimoniul cultural al spațiului nostru în Europa, dar și în întreaga lume? Eu puțin aș inversa întrebarea, pentru că adesea noi, în general, în privința integrării noastre în Uniunea Europeană, se spune da ne vrea Europa, da ne așteaptă, da. Cred că în cazul dat, repet, lucrurile trebuie inversate. Noi, dacă dorim în Europa, trebuie să cointeresăm Europa, să ne vrea, da? Adică noi trebuie să intrăm. Respectiv și în chestiuni de patrimoniu, depinde cum îl promovăm, pentru că vă dați seama, sunt foarte multe lucruri interesante pe glob și în Europa, bineînțeles. Locuri turistice, obiective, culturale, de cea mai înaltă valoare. Deci dacă în această constelație de mari valori patrimoniale vrei să-ți faci un loc, adică să trezești un interes, trebuie să depui efortul tău, în primul rând. Așa da? Este. Nimeni nu o să vină la tine și nu. O să zică nu dorești să te promovezi, exact. Nu dorești să mai cauți acolo ce ai prin cultură. Așa. Poate aveți și voi ceva interesant, am venit să văd. Așa este. Da. Deci asta este și menirea, inclusiv a Institutului Cultural Român, care a organizat logistic foarte bine această reuniune, dar și Universitatea, mai bine zis cele două universități, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea București, care deja sunt în parteneriat de mai mulți ani, inclusiv pe probleme de patrimoniu. Avem și o grupă de master cu diplomă comună, Universitatea Chișinău și Universitatea București. Deci e o colaborare de mai mult timp și sesiunile se alterează, deci un an la Chișinău, un an la București și tot așa mai departe. Anul ăsta chiar avem două. A fost și la București și acum e și la Chișinău. Dacă e să vorbim așa despre lucruri concrete, da, am găsit noi ceva. Ce putem mai pune în valoare din cultura noastră și care, din păcate, comunitatea încă nu acordă atenție suficientă, dar reprezintă o valoare foarte mare. Bine, deci avem patrimoniu construit cumva special în raport cu cealaltă parte a Moldovei, unde avem mai multe monumente medievale, aici ceva mai puține totuși, dar avem și un patrimoniu construit care vine din epoca modernă, secolul XIX, început de secolul XX, și care este împrăștiat pe teritoriul Republicii Moldova, care se află într-o stare foarte diferită de conservare, de la relativ ok până la dezastru total. Și deci respectiv nu se poate face niciun circuit pentru a vizita aceste monumente, doar punctual undeva poți pleca. Deci respectiv trebuie să fie o sinergie între, bine, instituțiile academice sunt cele care bat alarma tot timpul, da? Deci factorii de decizie care sunt ministerul și tot ce ține de protecția patrimoniului, dar cred că nu în ultimul rând, poate într-un fel chiar și în primul, administrațiile locale. Pentru că Ministerul Culturii, desigur că chiar în visurile cele mai frumoase, nu va avea resurse ca să restaureze toate conacele, toate monumentele construite vechi, care ne dăm bine seama că sunt costuri destul de mari pentru un singur monument, pentru multe. Da, se pot recruta mijloace, deci la conferință s-a vorbit despre asistența ambasadei poloneze, pentru că unele din aceste conace au aparținut unor nobili polonezi, deci au interesul respectiv și finanțarea respectivă. Desigur că patrimoniul nostru va prospera în sensul deschiderii sale față de public, față de valorificarea sa,
Cu cât ne vom apropia mai mult de Uniunea Europeană, pentru că știm bine ce înseamnă și fondurile europene pe această problemă. Și iarăși s-a vorbit și la această sesiune că Norvegia are un program special de a susține inițiative culturale, inclusiv de restaurare a obiectivelor culturale, dar pe care aceste fonduri sunt repartizate doar în țările Uniunii Europene. E o înțelegere între Norvegia și Uniunea Europeană, are un statut cumva special. Dar se rezumă oare totul la bani sau totuși e vorba de interes, de mentalitate, pentru că multă lume vorbește, mai chiar străine să vină să ne repare de implicarea autorităților, de noastre, interes. Da, deci cumva e tot în interesul nostru. Parcă tot bineînțeles, bineînțeles. Schimbarea de mentalități cred că este ceea ce urnește carul din loc. Pentru că și banii vin acolo unde într-adevăr sunt doriți și sunt căutați. Deci, în cazul dat, s-a vorbit despre problemele cu, într-adevăr, cu autoritățile locale, care ar putea chiar profita din urma acestor restaurări pentru a utiliza chiar aceste obiective, dacă e vorba de patrimoniu construit, sunt edificii care pot fi exploatate în tot felul, dar ele constituind piese de patrimoniu, deci trebuie să fie restaurate îndeplinind anumite reguli, trebuie un proiect, deci multe lucruri anexe și autoritățile locale când aud de lucrurile astea lasă o baltă. Deci bineînțeles că aici e chestie de mentalitate, nu de lipsă de fonduri. Nu vor să muncească, nu vor să depună efortul suficient. Exact. Adică dacă ceva le vine cu, cum să spun, cu un profit imediat, vă restaurez casa și după asta pot să o exploatez, e ok. Dar mai am de făcut un proiect, mai am și aia, mai am și de făcut dar și aia. Dar fi problema și lipsa specialiștilor, cumva? Poftim? Ar fi o problemă și lipsa specialiștilor care să facă aceste comunități care să se implice? Da, desigur că există și această lipsă și nu numai la noi. Deci dacă e vorba de restaurări, e nevoie de cadre calificate, speciale, propriu-zis de meșteri, nu meșteri care pun o teracotă contemporană, da, dar meșteri care sunt în stare să restaureze lucruri din metal, din ceramică, din piatră chiar. Să le înțeleagă valoarea. Da, pentru că asta este concepția de restaurare contemporană, așa, să fim cât mai aproape de original. Deci nu să aducem materiale contemporane, să turnăm cu beton și da, și e nevoie de cunoștințe foarte multe. Sigur, și cunoștințe, dar și mâini calificate și problema aceasta a apărut nu numai la noi, este și în România, țară mai mare, dar nu a fost o gândire strategică în această privință, pentru că trebuie școli profesionale care să educe meserii aparent obișnuite de toate zilele, dar totuși cumva speciale, care țin anume de acest domeniu. Și e o chestie paradoxală, pentru că e o chestiune care poate atrage. Da, sectorul turistic mai ales. Și sectorul turistic, dar am în vedere și aceste meserii sunt destul de bănoase. Adică e lucru destul de fin, specialitate destul de rară, pentru restaurări se alocă fonduri serioase, deci nu e o chestiune de a fi salahor undeva pe bani de nimic, e o chestiune serioasă și s-ar interesa lumea dacă ar fi interesată de cineva. Dar ce credeți, după părerea dumneavoastră, că ar trebui să fie făcută ca să fie schimbată mentalitatea oamenilor, pentru că ați spus, mai spus, da, cam acolo se, poți ai și 1 milion de euro, dar dacă nu știi... Da, că găsești alte locuri de a investi. Bineînțeles. Deci, sigur că în această privință trebuie să lucreze și ministerul și instituțiile academice cu o campanie de promovare, da, și arătând și partea pragmatică, bineînțeles, a lucrurilor. Dar trebuie trezit și interesul ca atare, pentru că e vorba de istoria noastră, valorile noastre și prin asta ne prezentăm. Deci, da, o monitorizare a autorităților locale, de exemplu, să fie cumva obligate să aibă grijă de anumite puncte istorice, să nu facă lucruri așa din capul lor. Ar putea fi o soluție? Ar putea fi o soluție, dar soluția trebuie să funcționeze. Trebuie să fie și un mecanism, din păcate, cred că și de penalizări, pentru că știm bine, nu întotdeauna vorba bună mișcă locul uneori și nu iau, cum să spune.
Deci, în cazul dat, da, e nevoie de și de un mecanism mai dur, pus în funcțiune, da, pentru că se fac, adesea sunt inițiative locale și, repet, asta nu ne privește doar pe noi. Să nu credem că suntem cu molimi unice în Europa. În România sunt exact aceleași probleme, că pe loc uneori apar niște inițiative, că deja au restaurat, dar au făcut-o cum au știut, cum au putut, fără proiect, fără... Da. Sau pe la jumătate se opresc. Exact, exact. Deci sau restaurări după care e nevoie de restaurări mai costisitoare pentru a înlătura nocivitatea materialelor care au fost aplicate și uneori după restaurare probleme apar mai multe decât erau înainte de restaurare. Da, aici... Restaurare, bineînțeles, că în ghilimele, între ghilimele. Și aici latura culturală, pe lângă reformele politice și economice, cât este de importantă pentru a ne apropia de Europa și ai face cu interesați, cum menționați și la început. Da, deci e un lucru absolut necesar pentru că integrarea în spațiul european este o chestiune multidimensională și am avut și o prezentare foarte interesantă în privința aceasta, chiar la conferință. Deci pe cât e de multidimensională această integrare, de la sectorul economic până la sectorul cultural, dar spun aceasta nu pentru că sectorul economic evident este cel mai important și cel cultural e undeva pe la coadă. Ele toate țin mână de mână și desigur că e nevoie de pe acum de creat specialiști în varii domenii care vor opera această integrare, pentru că ea ține de multe lucruri foarte concrete, de documentație care se măsoară cu mii de pagini. Așa e regula europeană, așa e și birocrația europeană, deci care documentează absolut totul. Deci noi trebuie să pregătim acest teren pentru a ne integra, pentru că chiar dacă ne se spune că mâine poftim, începem procedura, nu o să se miște lucrurile dacă nu avem echipa pregătită. Adică o să mai așteptăm vreo 5-10 ani până vom acumula acest pregătirea potențial. Da, atunci nu ne culcăm pe ureche. Exact, exact. Trebuie făcute lucrurile de pe acum, respectiv și promovarea valorilor, dar ca să fie promovată asta întotdeauna, deci e această ordine. Întâi trebuie să restaurez, după asta promovez. Chiar astăzi voi avea o comunicare în acest sens, cum se promovează valorile culturale în funcție de restaurare și de diseminarea acestor rezultate. Ai restaurat și după asta ai o companie de publicitate, de cum doriți, de diseminare într-un cuvânt și vin rezultatele. Domnule dragă, noi vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră și sperăm că la această conferință să fie găsite soluțiile necesare care să ajungă în conștiința comunității și respectiv să contribuim cu toții la promovarea culturii. Numai bine. Vă mulțumim, o zi frumoasă!